Nu-mi imaginez și nu cred că aș putea să-mi imaginez parcursul sau drumul meu până acum fără legătura strânsă cu valorile sănătoase din punctul nostru de vedere, așa cum le definim. Fie că vorbim de familie, fie că vorbim de biserică, fie că vorbim de soție, fie că vorbim de copii, fie că vorbim în general de acele lucruri morale pe care de cele mai multe ori le-am învățat din vatra satului sau din așternutul curat al casei, toate lucrurile astea m-au ajutat, m-au îndrumat și în continuare îmi sunt parametrii prin care mă ghidez și îmi sunt de cele mai multe ori direcții spre care să merg. Cred cu tărie că ceea ce mi s-a întâmplat bun, frumos până acum, nu are decât un singur responsabil și undeva deasupra noastră. Și tot ce se întâmplă mai puțin bun, cred că există iarăși un singur responsabil, cel din fața dumneavoastră. Important e să creăm acel echilibru frumos, perfect, și să ne gândim mereu cum să nu întinăm imaginea Creatorului în creație. E, cred că, foarte important să reținem lucrurile astea și e foarte important totodată, în momentul în care am ajuns să spunem, să avem un rol în societate, să avem o poziție, să avem o carieră. E foarte important să nu uităm nici de generațiile ce vin din urmă. De aceea o atenție deosebită trebuie să o acordăm și asupra bursierilor, și asupra elevilor, și asupra copiilor, asupra tinerilor care îi vedem că au această direcție sau au această îndrumare, au acești parametri care pe noi ne-au ajutat și sperăm să-i ajute și pe ei. De aceea, cu mare drag, mă alătur acestei campanii, recomand și nu doar recomand, și susțin bursierii Provita și vă îndemn pe toți să faceți acest lucru, să vă concentrați atenția asupra lor și, de ce nu, odată asupra lor și asupra noastră.